cum va fi vremea mâine? Este o întrebare simplă pe care ne-o punem toți. Răspunsul îl aflăm astăzi, fără să depunem mare efort, urmărind buletinele meteorologice realizate de specialiști prin intermediul unor tehnologii performante. Ei bine, bunicii noștri nu aveau astfel de privilegii, iar citirea semnelor cerului și cercetarea unor lucruri mărunte erau singurele metode pentru a afla dacă vremea se schimbă în rău sau în bine. Totul era transmis de la o generație la alta și se învăța încă din primii ani ai copilăriei, odată cu deprinderea vorbirii. Așa cum spune și proverbul, ziua bună se cunoaște de dimineață, încă din zori, bătrânii cercetau cerul pentru a cunoaște cum va fi vremea peste zi. În diminețile de vară, când cerul este senin și aerul cald, iar vântul nu adie deloc, este semn că după amiază va fi furtună. Dacă soarele sau luna se văd împrejur cu un cerc strălucitor și dacă negura e deasă și întunecoasă, urmează ploaie. Iar dacă soarele și luna strălucesc curat, dacă seara spre răsărit se vede curcubeul, dacă negura este albă și norii au culoarea rozei, va fi vreme senină. Dacă soarele apune într-o culoare vișinie sau este înconjurat de un halou luminos, va ploua, iar dacă apune pe un fond galben deschis, va fi vânt a doua zi. Semne de ploaie ne dau norii cenușii, care apar la înălțime medie mare, iar dedesubt zboară în direcție contrară vântului, nori mai mici și negricioși, și când norii vin din direcție opusă vântului, care bate la sol. Florile ne spun și ele că atunci când mirosul lor devine puternic, greoi, ziua următoare va fi ploioasă. Dacă mușcă muștele sau anumite păsări se comportă ciudat, se apropie o ploaie sănătoasă. De asemenea, vara, atunci când rândunelele zboară atingând pământul din când în când, ciripind ascuțit, vestesc ploi. Vine ploaia și atunci când păsările se așează pe gard cu gușa către răsărit sau când se tăvălesc în praf, când cerul este roșu dimineața, când tună la amiază, când ceața miroase a paie arse, când mirosurile se răspândesc cu mai multă putere, când se umezesc pietrele, când se umezește sarea în solniță, când se văd pe untul proaspăt picături de apă, când flacăra focului este galbenă, când cocorii își schimbă direcția în zbor, când pițigoiul cântă înainte de răsărit, când plesnesc lemnele în sobă și aruncă scântei, când apusul soarelui este întunecat și când vulturul zboară aproape de pământ. Bătrânii erau cu băgare de seamă și la comportamentul animalelor din gospodărie, care dădeau semne despre schimbările vremii. Astfel, se spune că atunci când iarna este grea și gerul năprasnic, cocoșii anunță domolirea frigului dacă vor cânta foarte mult peste zi. Când ciorile zboară croncănind, vestesc zăpadă sau ploaie în funcție de anotimp. Vrăbiile adunate la un loc de parcă ar sta la sfat, vestesc omăt. Iar oile, atunci când sunt prea zburdalnice și se bat cap în cap, prevestesc furtun. Dacă pisica strănută se spală cu lăbuțele pe la urechi, ori se uită lung pe fereastră, se anunță ploaie. Iar dacă se cuibărește cu spatele la foc, înseamnă că vine furtuna. Tot pisica ne anunță că va fi vreme rea dacă doarme ghemuită cu lăbuțele sub ea sau când își linge plana și se uită la sobă. Iar dacă își ascute ghearele de covor, ne prevestește vânt puternic. Câinele, când mănâncă iarbă, se tăvălește pe podea sau se scarpină foarte mult, ne anunță că va ploua sau va ninge în funcție de anotimp. Și vacile ne anunță vreme rea când stau apropiate și vânt puternic atunci când aleargă cu coada în sus. Dacă vitele ling pereții, trunchiurile și pietrele, sau dacă se culcă în loc să pască, se anunță ploaie. Caii anunță furtună când stau cu spatele la un pâlc de copaci sau de tufe. Tot animalele de casă prevestesc și vremea frumoasă. Când pisica își ascute ghearele de piciorul mesei, ne prevestește că vremea se va îndrepta. Iar vacile, când stau așezate în iarba înaltă, ne anunță vreme frumoasă. Porcii de îngrășat anunță vreme bună când mănâncă bine, iar dacă duc paie în bot spre coteți,
ne arată că vremea se va îmbunătăți. Când cocoșul cântă într-un picior sau cântă mult toată ziua, vestește încălzirea vremii. Din bătrâni, se mai zice că atunci când iarna este întreruptă de călduri, viscole și vânturi strașnice, recolta va fi puțină, iar vara ce urmează friguroasă. Dacă în timpul verii se fac puține nuci și alune, atunci se așteaptă o iarnă ușoară. Dacă plouă la începutul lui noiembrie, săptămâna Crăciunului va fi geroasă. Dacă lebedele pleacă de vreme, va fi o iarnă tare grea. Dacă începutul lui decembrie va fi geros, vremea se va menține geroasă și în următoarele 10 săptămâni. Dacă furnicile își fac mușuroaie sus, iar gâștele stau cu ciocul în pene, este semn de iarnă geroasă. Zăpada multă și gerul din decembrie prevestesc grâu și bucate din belșug. Dacă sunt nori de Crăciun, vara va fi îmbelșugată. Ianuarie cald nu este semn de an mănos, iar ianuarie uscat și geros aduce un februarie umed. După o iarnă grea, urmează un an mănos. În prezent, chiar dacă tehnologia în domeniul meteorologiei a făcut un salt uriaș, omul cunoaște relativ puține lucruri privitoare la evoluția vremii. Emisiunile și site-urile despre prognozele meteorologice au cea mai mare audiență. Toată lumea le urmărește pentru a ști cum să se îmbrace a doua zi sau dacă vremea va fi bună în perioada concediului. În trecut însă, oamenii se descurcau și fără meteorologi. Fiind aproape de natură, ei preziceau exact cum va fi vremea. Se foloseau de diferite semne, care la țară chiar și astăzi mai sunt luate în seamă. Bătrânii satelor sunt cu băgare de seamă la orice amănunt din jur, fără să aibă cunoștințe de astronomie, fără să consulte termometrul sau barometrul.